virtutea autonomiei locale. Atunci ce am făcut? Am modernizat această clădire, am extins-o pe verticală, jos sunt organizate petreceri, nunți, botezuri, iar la etaj avem o bibliotecă și un muzeu și o sală de conferințe, un muzeu care să ne amintească în timp și în viitor că pe aceste meleaguri trăiesc oameni care se trag din dacii liberi. Cu cât plăți închiria sala de nunți? Noi și în momentul de față o sală de nunți o închiriem cu 50 de lei. Respectiv, nu vrem să ne îmbogățim, ci să fim utili locuitorilor. Noi nu punem biruri pe locuitori, ci să le creăm niște condiții foarte bune. Doriți multe nunți aici, practic? Da, aici, într-adevăr, se vor face în jur de 50-60 de nunți pe an. Cam atâtea duminici sunt și veselă la în momentul de față nu am luat-o, avem decât mobilierul, dar vom pune la dispoziție absolut tot ce este necesar ca cetățeanul să vină și să-și satisfacă nevoile pentru asemenea evenimente în familiile lor. Vă spuneam că mai avem încă 3 inaugurări. Ce avem? Noi avem o canalizare începută și am continuat canalizarea pe acest proiect, unde avem și 3 stații de epurare. Lungimea totală a canalizării este de 11 km în momentul de față și mai avem un proiect depus în 17 noiembrie de 6 km și 316 metri. Practic vom încheia canalizarea în toată comuna și vom putea să utilizăm la capacitate și cele 3 stații de epurare. Mai avem o prelungire a aducțiunii cu apă, respectiv avem la toate porțile caselor din comuna Babana, din cele 4 sate, avem apă la poarta fiecărui. Mai inaugurăm astăzi 10 km de drum care face parte din acest proiect integrat și vreau să vă spun cu satisfacție și cu emoții că săptămâna trecută am fost nominalizați și am mai primit suma de 109 miliarde de lei pentru restul drumurilor din comuna Babana. Practic, la anul vom avea toate ulițele satelor noastre asfaltate. Vorbind de viitor, sigur că avem pe 29 mai lumea aceasta, vom depune un proiect pentru modernizarea drumurilor de exploatație în câmp pe măsura 1.2.5 și lucrăm la un studiu de fezabilitate pentru producerea de energie electrică și să ne asigurăm consumul propriu la iluminatul public, la instituțiile statului, respectiv școli, grădinițe, primărie, cămine culturale și, de ce nu, și biserici. Așa. Și mai avem în vedere, pentru că pofta vine mâncând și ne-am experimentat, avem o biserică, monument istoric în cimitirul din satul Babana și vrem să o reparăm, să o aducem în stat de funcționare, pentru că este monument istoric și are o vechime. E din timpul domnitorilor fanarioți. Deci aveți multe realizări. Sigur. Și vom face în continuare. Nu ne astâmpărăm până când cei locuitori din comuna Babana vor avea absolut tot ce le trebuie și la îndemână.